Spechia judiciar a finalizat ancheta în cazul procurorului lui Dragnea. La ce concluzie au ajuns inspectorii? Inspecția judiciară a finalizat verificarea privind participarea procurorului Dna Alexandra Lenecerenjan la o reuniune cu caracter politic, concluzia inspectorului de caz fiind aceea ce nu există abatere disciplinară. Inspectorul sublinierei al instituției a avut însă o opinie diferită. A existat o diferență de opinie între inspectorul de caz sublinierei inspectorul sublinierei F care, potrivit legii, este chemat să avizeze lucrarea. Inspectorul de caz a apreciat că nu există indicii cu privire la existența unei abateri disciplinare, reținând, printre altele, ce doamna procuror Lenecerenjan nu a participat la această conferință în calitate de procuror al DNA. Dimpotrivă, inspectorul sublinierei F a apreciat ce aceste indicii există, explicând pe larg, în nota pe care a dat sublinierea-o la rezoluție, punctul său de vedere. Ce inspectorul sublinierei F, la momentul actual, conform legii, nu are posibilitatea să desfințeze rezoluțiile de clasare date de către inspectorul judiciar în faza verificărilor prealabile. Concluzia e ce nu există vreo abatere disciplinară care îi se poate impute doamnei procuror, a declarat. Pentru agenția de presă Mediafax, Gheorghe Stan, inspectorul sublinierei F adjunct al inspecției judiciare. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cerora procurorul Dna Alexandra Lenecerenjan, cea care îl anchetează pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi participat la o reuniune cu caracter politic.